În vestul țării, 10.725 de doze de vaccin pentru imunizarea personalului medical de la spitalele din linia întâi în lupta cu noul coronavirus au ajuns în jurul prânzului pe aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara. De la aeroport, dozele de vaccin au fost aduse la Spitalul Militar din Timișoara, care este unul dintre cele 6 centre regionale de stocare a vaccinului împotriva COVID-19. La Spitalul Militar, dozele sunt ținute într-un congelator special, conform standardelor de păstrare a serului. Am recepționat, după cum se știe, prima tranșă de 10.725 de doze. Ele au fost depozitate în ultracongelatorul care asigură o temperatură de minus 80 de grade, unde pot rămâne liniștit până când se distribuie la solicitarea direcțiilor județene de sănătate publică. Avem în area de responsabilitate județul Timiș, Arad, Hunedoara și Calea Severin. În momentul în care noi introducem recepția în RENV, asta însemnând Registrul Electronic Național de Vaccinare, DSP-urile județene observă recepția noastră și pot face solicitarea electronic. Deci la solicitarea dânșilor, noi suntem aici să asigurăm misiunea 24 din 24, 7 zile din 7. Din Spitalul Militar pleacă un anumit număr de doze, sunt niște ambalaje cu 195 de flacoane și primim strict cantități întregi. Ulterior, la DSP le împărțim în camera frig, tocmai ca să putem controla acest proces pe tranșe, loturi care vor ajunge în spitalele ce le vor folosi. Și din momentul în care pleacă de aici, avem 5 zile să le folosim, adică 120 de ore aproximativ. Faptul că avem vaccinul, faptul că putem să ne vaccinăm, este practic sfârșitul, începutul sfârșitului pandemiei și a situației în care ne-am aflat în tot acest an 2020, un an dezamăgitor pentru toată lumea. Aceasta este cea de-a doua tranșă de vaccin împotriva COVID-19 care a ajuns la Timișoara în ultimele zile. În prima tranșă, Spitalul Victor Babeș a primit 500 de doze pentru imunizarea personalului medical aflat în lupta cu SARS-CoV-2 deja de 10 luni de zile din unitatea medicală, dar și a unei părți a personalului medical de la unități sanitare suport, de la ambulanță și de la centrul de transfuzii.